Dacă nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic, apare întrebarea, dar cât la sută din căldură putem transforma în lucru mecanic? Și așa a apărut noțiunea de randament. Cel care a găsit răspunsul la întrebarea care este limita teoretică maximă a randamentului unei mașini termice a fost tânărul inginer francez Nicolas Léonard Sadi Carnot, care din păcate n-a trăit decât 36 de ani, răpus de boli pentru care azi avem vaccinuri pe care unii refuză să le ia. El a înțeles că o mașină termică nu poate funcționa decât în contact cu două termostate, sursa caldă și sursa rece, adică efectuând transformări biterme, deoarece mașina termică trebuie să scape de căldura pe care nu o poate transforma în lucru mecanic. Altfel se încălzește până când ajunge la temperatura sursei calde și din acel moment nu mai primește căldură. Folosind două termostate, căldura trece de la sursa caldă la sursa rece prin mașina termică, care transformă o parte din ea în lucru mecanic. Carnot a înțeles de asemenea că randamentul maxim îl are un ciclu alcătuit din două transformări izoterme și două adiabatice, ciclu pe care îl numim așa ciclu Carnot și care arată într-o diagramă PV, așa cum vedeți în desen. În transformarea izotermă 1-2, gazul din cilindru primește căldură de la sursa caldă, mărindu-și volumul. În transformarea adiabatică 2-3, gazul își mărește în continuare volumul. În transformarea izotermă 3-4, gazul este comprimat și cedează căldură sursei reci, iar în transformarea 4-1, gazul este comprimat adiabatic până când ajunge în starea inițială. Randamentul unei mașini termice este raportul dintre lucrul mecanic efectuat într-un ciclu și căldura primită în acel ciclu. Și se poate ușor demonstra că randamentul unui ciclu Carnot depinde doar de temperaturile termostatelor și se poate calcula cu formula pe care o vedeți. Această formulă ne arată care este limita teoretică maximă a randamentului unei mașini termice funcționând între temperaturile T2 și T1. De pildă, în cazul motoarelor cu ardere internă, sursa caldă este flacăra produsă de arderea combustibilului, iar sursa rece este aerul din jurul motorului. Dacă considerăm cazul optimist, în care temperatura medie a flăcării în timpul arderii ar fi 1500 de grade Celsius, iar temperatura aerului 0 grade Celsius, formula ne va da un randament maxim teoretic de aproximativ 85%. Deci, în regimul de temperaturi despre care am vorbit, niciodată nu vom avea randamente mai mari, indiferent de câtă și cât de avansată tehnologie folosim. Iar, practic, randamentul la care putem ajunge este mult mai mic, deoarece ciclul Carnot este un ciclu ideal, imposibil de aplicat practic, așa că trebuie să folosim alte cicluri cu randamente mult mai mici, ciclul Otto, ciclul diesel și altele.